Amintesc că suntem în direct la această oră cu Ludovic Orban, președintele Partidului Forța Dreptei. Domnule Orban, de asemenea sunteți fost premier al României, aveți experiență politică, ați fost ministru al transporturilor, știți foarte bine cum funcționează lucrurile în țara asta și mai ales în politică, ați condus și Partidul Național Liberal, așa că nu pot să nu vă întreb ce șanse are Nicuș Ordan. Ne uităm acum la sondaje, dar totuși suntem încă în campanie, mai sunt încă săptămâni întregi până la alegeri, până în 9 iunie și se pot schimba multe. Nicuș Ordan are prima șansă în câștigarea alegerilor pentru primăria capitalei. Scorul lui Nicuș Ordan în sondajele de opinie, cel puțin în cercetările sociologice pe care, la care am avut acces sau pe care le-am făcut, Nicuș Ordan are între 36% și 42% intenție de vot. Adică e un bazin, să spun, în jur de 38-39% și poate să obțină 40% în funcție de cine vine efectiv la vot. Și e normal să fie așa. Nicuș Ordan este un primar corect, un primar cinstit, un primar care s-a ocupat de rezolvarea problemelor de fond ale Bucureștiului. Sigur că nu este un comunicator, nu este un showman ca alții. Ca domnul Piedone. Dar este un om care rezolvă problemele și dacă oamenii vor încerca să afle ce a făcut bun Nicuș Ordan și mai ales ce proiecte are în continuare Nicuș Ordan, cu siguranță orice om cu scaun la cap îi va acorda votul lui Nicuș Ordan și nu va arunca votul către alți candidați. Este evident. De altfel, înțelegem, potrivit studiilor de până acum, că Nicuș Ordan ar beneficia de voturile populației educate din capitală. Totuși, dacă ne uităm la populația mai puțin educată, atunci unde ar merge acele voturi și cât de mult contează acele voturi? N-aș împărți populația în segmente și categorii. Orice cetățean care vrea să se informeze și care vrea într-adevăr un primar responsabil, un primar care să administreze capitala în mod corect, onest și care să fie dedicat soluționării marilor probleme ale Bucureștiului, ar trebui să voteze cu Nicuș Ordan, pentru că este omul care cunoaște, omul care a acumulat o experiență deosebită, acum a reușit să-și formeze și o echipă cu care să poată să implementeze. Bun, deci să-i mai dea bucureștenii o șansă, spuneți. Unde vă vedem pe dumneavoastră, domnule Orban, după alegeri? Foarte scurt, 30 de secunde. Eu aș atrage atenția asupra altui lucru care scapă atenției opiniei publice. Care este acel lucru? Era evident Alianța Dreapta Unită, formată din USR, Forța Dreptei și PMP. De la 20% cât era acreditată în urmă cu o lună de zile, astăzi Alianța Dreapta Unită este în jur de 30% la nivelul Bucureștiului și este într-o creștere evidentă, nu numai la nivelul Bucureștiului, ci și în multe alte județe din țară. Alianța Dreapta Unită începe să arate foarte clar că este alternativa la actuala coaliție. Dar vă mai trebuie niște oameni acolo, nume sonore, domnule Orban, care vă lipsesc deocamdată. Noi suntem un greu de coagulare a opoziției din societate față de modul în care guvernează PSD și PNL. Și încetul cu încetul încep să vină din ce în ce mai mulți oameni de calitate de partea noastră, când vor înțelege că suntem serioși, că noi construim o alternativă. Bun, unde veți fi dumneavoastră după alegeri? După alegerile din iunie, după cele din toamnă, unde veți fi? După alegerile din iunie vor fi tot președinte Forța Dreptei. Și dacă după alegerile din toamnă, unde vă găsim? Dacă mă vor alege la congres din 20 aprilie, pentru că pe 20 aprilie avem primul congres al... Și după alegerile din toamnă, unde vă găsim? Pentru ce funcție veți candida? Dați-mi voie să nu vă dau încă răspunsul la această întrebare. Noi suntem aliată serioasă, am hotărât să mergem pe... Dacă nu veți fi președinte, ce anume veți fi? Pentru ce veți candida? Cu siguranță am intenția de a mă scrie în competiția pentru desemnarea candidatului la prezidențiale al Alianței Dreapta Unită, dar nu fac un capăt de țară din asta și nu vreau să afectez coeziunea și armonia din interiorul Alianței discutând despre alegerile prezidențiale. Acum ne batem pentru europarlamentare, ne batem pentru alegerile locale, pentru a câștiga... Bun, mulțumesc, domnule Orban. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.